Avertizment în Germania cu privire la un sortiment de mici comercializat în întreaga țară. Cotidianul German Bill vorbește despre carne alterată pe fondul contaminării crescute cu germeni și avertizează asupra consumului la nivel național. Producătorul german avertizează cumpărătorii că produsele congelate din categoria mici de 900 de grame, care au termen de valabilitate pe 16 martie 2025, nu trebuie consumate. Testele au arătat că încărcătura microbiană ridicată aduce riscuri asupra sănătății. Produsul a fost comercializat în toate Statele Federale Germane în cadrul unui cunoscut lanț de supermarketuri care are aproximativ 400 de sucu